Bună ziua, dragii mei, bine ați revenit în bucătăria mea. Astăzi o să facem croasante cu unt. O să avem nevoie de 500 grame făină cernută 00, 2 linguri zahăr tos, 110 ml apă, 160 ml lapte, 10 grame drojdie proaspătă, 30 grame unt. Și pentru aluat mai avem nevoie de 220 grame unt și puțină sare. În laptele care este la temperatura camerei, punem drojdia, o sfărâmăm. În făină facem o gropiță. Punem laptele cu drojdia. Apa și zahărul. Amestecăm. Punem și puțină sare și acum frământăm. Când aluatul își schimbă consistența, începem și punem câte puțin unt și amestecăm. Îl frământăm cam 10 minute. L-am frământat suficient. Uitați, așa trebuie să arate moale aluatul. Îl tai în patru, în formă de cruce. Îl acopăr cu folie și îl las 30 de minute să se odihnească. Cele 220 grame de unt o să le pun pe o hârtie de pergament. O să-l întind cu un sucitor. L-am întins suficient, așa trebuie să arate, îl punem la frigider. După ce aluatul s-a odihnit 30 de minute, presărăm puțină făină pe masă. Îl scoatem din castron. Și începem și întindem părțile laterale. Ușor, nu trebuie să ne grăbim. Desfacem untul. Și îl înfășurăm ca pe un plic, partea din stânga. Acul întoarcem și întindem cu sucitorul foarte, foarte ușor, să nu iasă untul.
Îl pliem în 3. Îl punem pe un tocător. Am obținut 3 pliuri. Îl acoperim cu folie. Și îl punem la frigider pentru 30 de minute. După cele 30 de minute cât a stat la frigider, îl mai întindem o dată. Îl pliem iarăși în 3. Și îl punem iarăși în frigider pentru 30 de minute. După încă 30 de minute, îl întindem iară. De data aceasta, îl pliem în 4. Îl dăm iar la frigider pentru 30 de minute. Întindem aluatul pentru ultima oară și formăm și croasantele. Am întins aluatul suficient și acum o să-l tăiem hârșii. Îl tăiem în formă de triunghi. Așa trebuie să arate. Acum le tăiem puțin la capete. Și le rulăm. Așa trebuie să arate. Așa procedăm cu toate. Mie mi-au ieșit 11 bucăți. Mai mi-a rămas puțină cocă. Le-am pus pe o tavă cu hârtie de copt.
Le acoperim cu o cârpă, cu un prosop. Și le lăsăm la crescut o oră și jumătate. Am aici două gălbenușuri și le amestec cu puțin lapte. După o oră jumătate au crescut și le ungem cu ou. Le dăm la cuptorul încins la 175 de grade pentru 15 minute. Le-am scos din cuptor, ia uitați ce frumos s-au rumenit și au un miros extraordinar. Le scot pe o farfurie. Sunt foarte crocante. S-a făcut și a doua tură. Le scoatem și pe ele. Aceste croasante minunate le servesc francezii dimineața la micul dejun, lângă cafea și lângă dulceață de portocale. Au ei o dulceață specială de portocale foarte gustoasă. Nu-mi rămâne decât să vă spun poftă bună! Pa, pa!